Primăria Timișoara și Societatea de Transport Public continuă demersurile de eficientizare a transportului în comun. Astfel, un autobuz din parcul circulant va fi alocat pentru școala de conducători auto de la nivelul societății. Prin scoaterea din parcul circulant a acestui autobuz și folosirea lui drept autobuz școală, perioada de școlarizare se reduce de la 6 la 3 luni, ceea ce înseamnă că procesul de angajare pe posturile de șoferi va fi mult mai rapid. Această decizie vine ca răspuns la deficitul de șoferi de autobuz cu care se confruntă STPT. În ultimele patru luni, societatea de transport public Timișoara a recrutat un total de 36 de persoane pentru următoarele posturi, 28 de șoferi de autobuz, 2 șoferi de troleibuz și 6 batmani. În același interval de timp, 22 de persoane au fost înscrise în programele de formare profesională, iar în prezent, alți 22 de participanți se află în proces de școlarizare. În proces de angajare se află 12 șoferi de autobuz, un șofer de troleibuz și un batman.